Sfințiți părinți, iubiți credincioși, la mulți ani! În urmă cu o săptămână și jumătate am plăzmit nașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La o săptămână după aceea, adică în urmă cu 3 zile, am plăzmit tăierea Mirejur și punerea numelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astăzi ne aflăm în Duminica dinaintea Botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Vorbim de 3 evenimente din viața Mântuitorului ce se derulează în rânduiala Bisericii în timp de 2 săptămâni. Nașterea, punerea numelui sau tăierea prejur și botezul Domnului. Cu toate că între nașterea Mântuitorului și botezul Său au curs 30 de ani. Perioada în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a crescut și s-a pregătit și a fost pregătit pentru misiunea pentru care El a fost trimis pe pământ și a venit și s-a întrupat aici pe pământ, luând toate ale omului afară de păcat. Afară de păcat pentru că este Dumnezeu adevărat și om adevărat în același timp și pentru că tocmai de aceea a venit să stârpească păcatul. Să-l distrugă, să-l anuleze, fiindcă păcatul nu este creat de Dumnezeu, nu este apărut din intenția ori din voința Sa, ci împotriva intenției și a voinței Sale. În momentul neascultării protopărinților, deci este plecat de la om cu contribuția generoasă și consistentă a vrăjmașului. Practic, primul păcat s-a săvârșit atunci când îngerii de lumină, cei de mare sfat, s-au transformat în vrășmași și slujitori ai Întunericului, căzând datorită mândriei lor din Împărăția lui Dumnezeu, în ghiena iadului, în focul cel mai de din afară, acolo unde este plângerea și scrâșnirea dinților. Mântuirea omului poate fi adusă în ani, pregătită în ani, cu trudă, cu sudoare, cu nevoință, cu foarte mult efort. De către El și de la El pornind, omul spre a-și dobândi propria mântuire trebuie să depună mult efort. Dar totodată ea poate fi oferită de Hristos într-o clipită. După cum omul o și poate pierde mântuirea tot într-o clipită. De aceea participăm sau asistăm la această comprimare a timpului în succesiunea evenimentelor mântuirii din viața Mântuitorului până oară de la naștere până la botezul Său. Pentru că omul trebuie să parcurgă toate aceste evenimente și momente sfinte, să le împărtășească, să se folosească de ele spre dobândirea mântuirii sale. Că trăiește 5 ani, că trăiește 10, că trăiește 15, 20, 75, 80, 90, acesta este scopul viețuirii omului pe pământ. Dobândirea mântuirii sufletului și a trupului său și înveșnicirea sa cu Dumnezeu. De aceea, într-un an bisericesc, diferit de cel civil, se succed, se parcurg toate aceste evenimente din istoria mântuirii neamului omenesc și din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, indispensabile în viața noastră,
aici pe pământ, spre a o putea dobândi pe cea din ceruri, cea cerească sau veșnică, în lumina preasfintei treimi, în lumina cea neînsărată a împărăției celei fără de sfârșit. Am parcurs în urmă cu 3 zile pragul, am trecut pragul dintre un an și altul, civil. Omul de regulă la sfârșitul unui an și începutul altuia își face niște socoteli, niște calcule, poate și așa, un fel de raport, un bilanț cu ce a făcut, cu ce n-a făcut, ce a fost bun, ce n-a fost bun în anul ce a trecut, ce proiecte, ce planuri, ce idealuri, ce aspirații are pentru anul în care a intrat. Și sigur, sunt firești toate aceste stări ale omului, mai cu seamă că a parcurs un an cel puțin interesant. Dacă nu altfel spus, cel puțin interesant. După cum foarte multe din momentele vieții noastre, de pe parcursul anilor petrecuți aici pe pământ, sunt foarte interesante, numai să realizăm și să înțelegem noi acest aspect. Ca un mesaj, ca un conținut, că sunt lăsate de Dumnezeu un scop bine stabilit. Și probabil în aceste zile ne gândim la ce a fost și de ce a fost așa, la ce vrem să fie și de ce vrem să fie așa, la ce va fi, lăsându-ne până la urmă în mâna lui Dumnezeu, care toate le poate celui ce are credință în El. Practic, în această perioadă, bogată în sfintele slujbe și în evenimente deosebite bisericești, creștine, duhovnicești, poate chiar și astăzi, în timpul curgerii bine a acestei sfinte slujde, a acestei sfinte liturghii, cu o cântare atât de lină și cu o slujire de la altar impecabilă, stăm și ne gândim, făcându-ne fiecare așa o radiografie lăuntrică și un exercițiu personal interior, ce a fost și ce am vrea să fie cu noi, în viața noastră, în anul în care am intrat. Intrăm într-un asemenea an cu emoții, cu așteptări, cu vise, cu idealuri, cu planuri, cu proiecte. Sfârșind celălalt an cu vise împlinite orba, cu succese orba, cu eșecuri sau nu, cu bune, cu rele, așa cum este viața omului, amestecată cu de toate. Important este ca din tot acest amestec noi să alegem ce este bun, ce ne este bun și folositor nouă fiecăruia dintre noi și tuturor la oaltă. De aceea se face slujba de la cum până dintre ani, de aceea se face slujba de tedeum de la sfârșitul liturghiei din prima zi a anului, a noului an, ca rugându-ne lui Dumnezeu să-i cerem în continuare lui ajutorul și binecuvântarea, harul și darul pentru toate câte vrem ale împlini pe parcursul acestui an și totodată să-i mulțumim pentru toate câte s-au scurs și petrecut pe parcursul fostului an. Să dăm slavă lui Dumnezeu cât suntem aici, că înseamnă că încă suntem sănătoși pe picioarele noastre. Și asta în condițiile în care anul trecut am petrecut pe atâția
trecuți la viața cea veșnică, care s-au îmbolnăvit, ba de una, ba de alta, și peste care și peste noi toți a mai venit și această pandemie, care este îngăduită tot de Dumnezeu și tot cu un scop foarte bine stabilit. Și să cerem lui Dumnezeu, zic eu, cel puțin în viziunea mea, în opinia mea, puține lucruri, dar esențiale, practic serioase. Părintele Teofil părea să ne îndragă la Hristos, totuși, cât i-ar iubi El de mult să-L iubi cu pretenții neserioase. Bine, în mintea ta, în inima ta, poate e un lucru serios ceea ce vrei să-i ceri sau ceea ce îi ceri, în condițiile în care, totuși, în realitate vorbind, nu e un lucru atât de esențial. Dar atunci, tot el spunea, Părintele Teofil Părean, măcar când cer, să fii foarte sincer. Adică să se vadă că nu ești ipocrit și că ceea ce cer, chiar crezi în acel lucru și ești convins că ai nevoie de el și că Dumnezeu ți-l poate da și că ți-ar fi de mare folos dacă ți-l ar oferi. Indiferent ce lucru îi ceri. Realizare pe plan personal, profesional, social, intelectual, moral sau oricum altfel. Și totuși, bine ar fi dacă i-ar cere lui Dumnezeu, zic eu întâi de toate, sănătate. Trup întreg și minte întreagă. Suflet zdravă și cuget curat. Gândire lucidă și acțiune cerebrală. Reacții raționale și nu emoționale. Atunci când ele trebuie să fie raționale. Și nici raționale atunci când ele trebuie să fie emoționale. Să-i cerem lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, să ne știm bine care ne este locul, rostul, valoarea și importanța noastră aici, în această viață și pe acest pământ. Să știți că e o cruce, un lucru greu să n-ai o identitate clară, să te afli într-o criză de identitate, să nu știi nici ce vrei, nici cine ești, nici ce gran porți, nici că-i deal, nici că-i vale, să fii tot timpul într-o dezorientare și într-o rătăcire permanentă și continuă. Un asemenea om sărman este permanent neliniștit, tensionat, confuz permanent, un om tulburat, un om care nu are echilibru. Și atunci, zic și eu, cum ziceam un marabureșan din Săpânța, când l-am întrebat care este rugăciunea lui, mi-a spus să mă țină Dumnezeu sănătos și cu mintea întreagă. Și am spus eu atunci, ce superficială rugăciune, ce simplă rugăciune. Ca apoi, în timp, peste ani, să-mi dau seama ce profundă este și serioasă. Și apoi ce să-i mai cere lui Dumnezeu? Dacă avem sănătate la cap, la minte, la trup, dacă suntem sănătoși din punct de vedere spiritual, trupesc și duhovnicesc, prostii nu mai facem, păcate nu mai săvârșim, patimi nu mai împlinim, știm ce avem de făcut, suntem la locul nostru, ne vedem de treaba noastră, în banca noastră, suntem un partener și un interlocutor zdravăn în orice ecuație socială, în orice interacțiune și ne dăm seama că avem și liniște, și echilibru, și pace, și o așezare. Și asta mai ales atunci când mai pierdem din sănătate, că
că-i trupească, că-i sufletească, ne dăm seama ce mare lucru am pierdut, ce mare lucru am avut și ce mare lucru am pierdut. Că așa suntem noi oameni, realizăm. Noi, în loc să fim pentru progres, suntem pentru regret. În sensul că atunci când avem ceva, nu realizăm ce avem, iar după ce nu avem, ne lamentăm și regretăm. Dar e prea târziu. Invocând de cele mai multe ori problema, dar ne găsim soluții. Și ce să-i mai cerem lui Hristos pentru anul acesta? Să rămână cu noi. Să nu ne părăsească. Să nu ne abandoneze. Dar nu El pe noi. Noi pe El să nu-L abandonăm și să nu-L părăsim. El este aici. Vorbeam cu părintele în altar, care nu mai vin la biserică, care vin, care nu mai vin. Mai ales în această perioadă în care, cu toată această pandemie, vin tot mai puțin. Dar El, Hristos, rămâne aici. El este aici. El nu pleacă de aici. Biserica nu se mută de aici. Nu se strămută. El, Hristos, nu abandonează, că e casa Lui. Nu pleacă din ea. Și atunci, noi suntem cei care trebuie să rămânem aici și să nu plecăm de aici. Să nu ne îndepărtăm, să nu ne înstrăinăm de El, plecând din casa Lui. El nu ne va alunga niciodată. Că un părinte nu-și alungă fiii de nici într-un fel. Orice situație ar întâmpina sau orice dificultate s-ar confrunta. Și ce se mai cere lui? Conștiința trează. În care sau datorită căreia să ne dăm seama că El e singurul care ne mai apără și ne mai poartă de grijă. Și atunci chiar se cade, chiar merită să ne predăm cu totul în brațele Lui Părintești. Să ne lăsăm în seama Lui. Sigur, nedevenind niște indiferenți sau niște puturoși sau niște deconectați de la sarcinile și obligațiilor, datoriile pe care le avem de împlinit fiecare dintre noi în fiecare zi. Dar știind că cu El suntem totul și avem totul, iar fără de El nu avem și nu suntem nimic și nu putem face nimic. Ce să-i mai cerem Lui acum, la început de an, după ce am mulțumit Lui pentru toate câte ne-a dat nouă și pentru toate câte ne-a făcut și dăruit El nouă? Multă răbdare. Multă răbdare. Răbdare și încăduință cu noi înșine și cu semenii noștri. Multă răbdare. În această lume atât de precipitată și de agitată, de robotizată, este nevoie, într-o lume fără de răbdare, de foarte multă răbdare. Astăzi, când toată lumea este pe repede înainte și nu are timp de nimic, nu mai are răbdare să zică clar un Tatăl nostru. Nici dicție nu mai avem când rostim rugăciunile datorită grabei. Unde, cum, de ce, Dumnezeu știe, dar suntem permanent puși pe grabă. Și astfel nu mai avem răbdare nici cu noi și nu ne mai ascultăm și nu ne mai cercetăm și nu mai avem răbdare nici cu cei de lângă noi. Milă, nu? Îngăduință, nu? Că dacă nu avem răbdare nici nu-L ascultăm, că n-avem timp să stăm să-L ascultăm. Drept că unii vorbesc vorbe, că nu știu drămui și cântări sau gestiona corect timpul. Și asta e adevărat. Și atunci e bine să-i cere Lui Dumnezeu discernământ și dreaptă socoteală, ca să știm
cum să cumpănim și să cântărim lucrurile. Și poate mai presus de toate ce se-i cere lui Dumnezeu. Într-o lume în care depresia este o boală a vremii, a secolului, a momentului, când suicidul este un păcat și un flagel la scară planetară binecuvântat, să-i cerem ce? Încredere. În El, în noi și în semenii noștri. Suntem circumspecți, bănuitori, suspicioși. Și vis-a-vis de El, și vis-a-vis de noi, de noi nici mai știm cum suntem, că nu stăm să ne cercetăm, să ne analizăm. Iar de semenii noștri, sigur, n-am spus să nu fim precauți, prudenți, dar nu suspicioși și bănuitori la orice, în orice moment, în orice clipă. Când ai încredere în Dumnezeu, când ai încredere în tine și când ai încredere și în semenii tăi, altfel mergi pe drumul acestei vieți. De fapt, dacă ai încredere în El, celelalte te adaugă. Și aceea cea în tine și cea în semenii tăi. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea pe parcursul acestui an și pe parcursul vieții noastre de aici încolo, ceea ce ne este nouă de folos. Și El știe cel mai bine ce ne este nouă de folos. Și să ne dea răspuns la întrebările și frământările pe care le avem fiecare dintre noi. Răspuns bun. Ca funcție de răspunsurile primite pe care să le cerem noi, cu toată insistența, să știm ce avem de făcut. Ce decizii să luăm. Toate acestea le putem cere și primi rugându-ne Lui. În rugăciunea și în convorbirea, în dialogul dintre noi și El. Și atunci, nici manipulați nu vom mai putea fi așa cum suntem acum. Nici vulnerabil nu vom mai fi atunci așa cum suntem acum. Nici speriați și panicați nu vom mai fi atunci așa cum suntem acum. Disperați ori chiar deznădăjduiți. Nesiguri pe ziua de mâine. Dar nu avem de ce fi siguri pe ziua de mâine, că ziua de mâine nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu. Dacă Lui cerem lucrurile esențiale pentru viața noastră, în această viață, aici și acum, de grija noastră de mâine se va îngriji El. Și știe El ce are de făcut cu ea. Pentru noi. Sunt lucruri, câteva din ele, aparent simple. Unii ar zice chiar banale. Dar în realitate foarte profunde. Să-i cerem lui Dumnezeu încredere, răbdare, sănătate, odihnă sufletelor și trupurilor noastre zbuciumate, bombardate, supuse atâtor atacuri și provocări, când chiar avem nevoie de o clipă și de un răgaz de așezare și de liniște. Vedeți când omul este în priză, și e agitat și e pus pe treabă să facă multe, să ia decizii pripite și să agite, e coleric, e grăbit, e irascibil, iritabil, iritat, nervos, emoționat, le are pe toate. Ce e cel mai bine să faci tu de lângă el cu el?
să-l apuci și să îl ții, să-l liniștești puțin. Stai puțin. Așează-te puțin. Oprește-te un minut. Un minut pe ceas. Și hai să luăm lucrurile așa. Calculat și măsurat. Poate anul acesta mă gândeam eu așa, mi-am putea propune încă un lucru. Să nu ne mai grăbim. Sau cel puțin să nu ne mai grăbim atât de mult și atât de tare sau atât de des. Dumnezeu știe. Asta nu înseamnă să apuc să începem să dormim pe noi. Când trebuie să fim în activitate. Dar să fim mai reflexivi, mai lucizi și mai cerebrali atunci când cumpănim și gândim ceva. Spre a lua decizia cea bună și a adopta hotărârea cea corectă. Cum ar fi lumea? Dar noi nu avem treabă cu toată lumea. Cum am fi noi? Noi, personal, fiecare și semenii noștri, familia noastră, rudele, neamurile noastre, dacă am cere lui Dumnezeu să ne dea acest dar, dar nu ne mai grăbi. Unde ne grăbim? La ce ne grăbim? Sigur, dincolo de vârsta inerentă a tinereții, când totul este entuziasm și elan, sau știu eu, când îți propui să faci ceva și ești hotărât și debordezi de ambiție și de voință, atunci ești grăbit să se facă, să se realizeze, să împlinești, să se desăvârșească ce ți-ai propus. Nu uitați totuși că graba strică treaba. În cele mai multe din cazuri, ori situații. Și să-i cerem lui Dumnezeu ca la sfârșitul acestui an să fim, să ne întâlnim tot aici și tot în aceeași formulă. Poate chiar și cu câțiva copii născuți pe parcursul acestui an și botezați aici. Sau împărtășiți aici. Iar cei care se vor petrece, trece și petrece dincolo, să rămână cu noi, în inimile noastre, prin rugăciunile noastre, în pomenirile noastre, în parastasele pe care noi le facem. Și să rămânem cu atât, măcar la sfârșitul acestui an, din punct de vedere duhovnicesc. Da, mă. Chiar am meritat să mă țin aproape de tine. Chiar am meritat să te am alături, să te simt alături, să te țin strâns lângă mine, să mă țin aproape de tine. Chiar am meritat. Am parcurs un an total diferit. De ce? Pentru că am fost amândoi. Că am fost cu tine. Și dacă vom încheia anul așa, zic eu că am atins obiectivul principal și deci esențial al vieții noastre în acest an. Care an apoi să fie un început care să asigură continuitate. Și care este acest obiectiv? În veșnic, însoțirea noastră cu Dumnezeu spre a ajunge la înveșnicirea noastră cu El, începând de aici, de pe pământ, și trecând dincolo, până la sfârșiturile viacurilor, în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimii, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.